Când îți pui o dorință unei stele, îți pui de fapt o dorință unei ploi de meteoriți. Asta distruge toată magia, nu? Dar este bine să crezi în dorință. Haideți să destrămăm misterul științific despre ce este o ploaie de meteoriți și cât de probabil este să vedeți una cu ochii voștri. Pentru început este vorba de termeni. Sunt doi termeni pe care oamenii tind să-i confunde unul cu altul. Meteor și meteoroid. Meteorii sunt în esență dungi luminoase pe cer, rezultate în urma arderii resturilor unei comete. Într-un termen mai dramatic sunt stele căzătoare. Meteoroizii sunt pietre spațiale, în momentul în care intră în atmosferă se numesc tot meteori, iar dacă trec de atmosfera planetei și ajung pe suprafața acesteia, se vor numi meteoriți. Destul de complicat, știu. Hai să mai recapitulăm o dată. Toate aceste lucruri sunt fragmente de cometă. Pietrele din spațiu se numesc meteoroizi, dacă ajung în atmosferă se numesc meteori, iar dacă lovesc și suprafața planetei se numesc meteoriți. La fel ca Pământul. Sau celelalte planete, aceste comete sau meteoroizi se învârt în jurul soarelui. Planetele orbitează soarele într-un mod eliptic pe când cometele au o orbită în jurul acestuia foarte haotică. Este ca și cum ai lua un cerc și la întinde la maximum. Din această cauză, cometele sunt la o foarte mare distanță de soare și se apropie din când în când de acesta. Când cometele se apropie foarte mult de soare, acesta le topește din suprafața înghețată, iar roci și praf de rocă se desprind din ea și așa iau naștere meteoriții. Sunt o mulțime de astfel de corpuri cerești care orbitează în jurul soarelui. Ocazional, planeta noastră în timpul orbitării sale în jurul soarelui se ciognește de astfel de particule rămase în spațiu. Dacă ai putea privi aceste coliziuni cosmice de la distanță, ar arăta încete, tăcute și plictisitoare, fără nicio importanță. Când astfel de rest cosmice ajung în atmosfera planetei noastre ating viteze de până la 50.000 de km pe oră, pe când Pământul atinge viteza de 108.000 de km pe oră în timpul orbitării sale în jurul Soarelui, așadar avem două obiecte cosmice care se ciognesc în spațiu cu o viteză colosală. Viteza maximă atinsă de un meteorit produce mai multă fricțiune, care la rândul său produce mai multă căldură. Datorită căldurii imense de 1650 de grade Celsius, în timpul căderii lor pe Pământ, acestea se descompun inofensiv în atmosferă. Aerul arzător din jurul pietrei lasă o urmă luminoasă pe cer, iar astfel puteți lua parte la marele spectacol al unei ploi de meteoriți. Unii meteoriți strălucesc chiar și pe timpul zilei, pot fi și auzite dacă aceștia sunt la o distanță maximă de 50 de kilometri. Majoritatea meteoriților pot fi observați de la 100 de kilometri distanță, s-ar putea să vă pară prea aproape pentru a fi confortabil, dar stratul atmosferic este de 5 ori mai gros de aer. Atât. Să nu vă temeți dacă sunteți în timpul unui zbor cu avionul pe parcursul unei ploi de meteoriți. Avioanele zboară la o altitudine maximă de 10 km și spectacolul luminos este foarte departe de ele. Cu cât mai mulți meteoriți se ciocnesc de atmosfera pământului, cu atât mai mult va dura spectacolul. Majoritatea sunt de dimensiuni mici, astfel se topesc în atmosferă și nu ajung niciodată să aterizeze pe suprafața terestră. Lucrurile devin foarte intense când în atmosferă cad peste 1000 de meteoriți pe oră. Asta se numește furtună de meteoriți. Ploile de meteoriți durează de obicei câteva săptămâni, iar acestora nu li se acordă niciun nume, cum se practică cu celelalte comete descoperite în spațiu. Ele poartă numele celei mai apropiate constelații sau stele strălucitoare, în dreptul căreia apare, iar la sfârșitul numelui se adaugă ID sau IDS. Drept exemplu, vă puteți da seama că ploaia de meteoriți Delta Aquarids este vizibilă lângă steaua cea mai strălucitoare din constelația Vărsătorului Delta Delta Aquarii. La fel și cu ploaia de meteoriți Orionids, care este vizibilă lângă constelația Orion. Tradiția conform căreia trebuie să-ți pui o dorință dacă vezi o stea căzătoare vine din Grecia antică de la astronomul Ptolomeu. Acesta a trăit în jurul anilor 100-170 înainte de Hristos. El credea că atunci când zeitățile se uită la pământ, acestea provoacă misteriosul eveniment, atrăgând atenția că zeii sunt mereu cu ochii pe acțiunile noastre, tocmai din această cauză atunci este cel mai potrivit moment pentru a le spune ce dorințe aveți. Dacă aveți noroc, puteți observa meteoriții aleatoriu în orice moment al anului, pe timpul zilei sau al nopții, cu toate că este mult mai greu să îi observăm pe timpul zilei cei mai importanți factori de luat în considerare pentru a observa o stea căzătoare sunt să se petreacă pe timpul nopții, poluarea aerului, poziția norilor, fazele lunare, cu cât este mai strălucitoare, cu atât va limita vizibilitatea cometei și bineînțeles să nu avem niciun obiect care să blocheze vizibilitatea. Întotdeauna o să avem mai multe șanse să fim martorii unei ploi de meteoriți dacă ne uităm pe calendar pentru a verifica evenimentele ce urmează. Unele au loc în aceeași perioadă a anului, deci astronomii și entuziasmii entuziaștii urmăresc aceste date. Liriți are loc în aprilie, Perseiți în august, Orionids în octombrie, Leonids în noiembrie și geminiți în decembrie. Așa că marcați-vă aceste date în calendar. Probabil cea mai faimoasă ploaie de meteoriți este Perseids. De obicei, începe în mijlocul lunii iulie și durează până la 14 august. Este cel mai spectaculos pe parcursul ultimelor sale 5 zile. Putem mulțumi cometei Swift-Tuttle pentru că ne luminează cerul cu 60 de meteoriți pe minut. Aceasta este cea mai mare cometă care a trecut pe lângă planeta noastră de câteva ori. Ceva similar în dimensiuni a fost și cometa care a dus la dispariția dinozaurilor acum foarte mult timp. Majoritatea meteoriților din ploaia de stele Perseid au dimensiunile unui fir de nisip, iar cele mai mari sunt de dimensiunile unei monede. Acestea accelerează în atmosferă la incredibilă viteză de 210.000 de km pe oră. Cea mai mare ploaie de meteoriți a fost înregistrată în noiembrie 1833 în partea estică a munților stâncoși aflați în America de Nord. Pământul a fost bombardat cu 240.000 de stele căzătoare de diferite dimensiuni pe parcursul a 9 ore consecutive. Poți spune că oamenii de atunci au avut foarte mult timp să se gândească la dorință. Tot acest eveniment a fost în timpul ploii de meteoriți anuale Leonids. Este considerată cea mai puternică furtună, adunând între 12 și 14 tone de particule spațiale în acest timp. Nu vedem în fiecare an un spectacol atât de luminos cu stele căzătoare. Este destul de impresionant. Ploaia de meteoriți geminiți are loc în decembrie, chiar după ce leoniți i-a sfârșit. Un lucru interesant despre ea este că spre deosebire de celelalte ploi de meteoriți nu este cauzată de o cometă, ci de un asteroid pe nume 3200 Phaeton. Geminid se mișcă mai încet decât semenii săi, chiar și în cel mai intens moment al ploii, numărul este de maxim 40 de meteoriți pe oră. Dar cercetătorii ne asigură că va deveni și mai intensă cu trecerea timpului. În urma celor discutate puteți observa chiar voi o ploaie de meteoriți de unii singuri. Dar ce știți despre echipament? Care este cel mai bun loc în care să te afli când toate evenimentele se petrec? În emisfera nordică ai cele mai mari șanse de a observa cât mai bine o ploaie de meteoriți, iar cea mai potrivită parte a Zilei este chiar după terminarea ultimilor zori de zi. Spre deosebire de oamenii de știință care cercetează spațiul, noi nu avem nevoie de telescop, binoclu sau un punct foarte înalt de observare. Voi aveți nevoie doar de niște pături, haine potrivite vremii și un termos unde să păstrați o băutură caldă. Puteți face toată această observare și din spatele curții dacă locuiți în mediul rural. În caz contrar, poluarea orașelor vă va sta în cale la fel și clădirile uriașe. Sunt toate acele străzi luminoase, semafoare și lumini de tot felul care fac orașul strălucitor în noapte. Din păcate, aceste condiții sunt și în suburbiile marilor orașe. Dacă vă este la îndemână și vă plac fenomenele de genul acesta, puteți pleca din oraș pentru o perioadă și să găsiți un loc bun de observare la marginea lui. Poate fi malul unui lac, o câmpie deschisă. Cel mai important este să fie întuneric, fără niciun fel de obstrucție. Nu uitați să vă luați cu voi cel mai important lucru pe care am uitat să-l menționăm răbdarea. Spre deosebire de ce vedeți în videoclipurile editate pro, Profesional, nu aveți nicio garanție că veți avea parte de un spectacol luminos natural cu stele căzătoare. Dacă aveți noroc, poate fi observat un meteorit la câteva minute sau mai rar. Depinde de multe lucruri: condiția cerului, razele lunii și apusul soarelui, fazele lunare și punctul din care începe fenomenul. Nu vă obosiți ochii și nervii uitându-vă la cer pentru prea mult timp. Puteți lua o pauză la fiecare 30 de minute. Pentru a vă crește șansele de a observa o ploaie de meteoriți, vă puteți instala o aplicație sau puteți printa o hartă cu constelațiile. Țineți minte, aceste evenimente sunt numite după constelații pentru că doar privind în acea direcție le puteți observa. Observarea meteoriților este un joc de răbdare care într-un final este bine meritat. Cele mai impresionante ploi de meteoriți sunt cât de cât rare, așa că dacă sunteți martorii uneia, vă puteți considera extrem de norocoși. Voi ce spuneți? Ați fost vreodată martorii acestui eveniment? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!